Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Iată-mă din nou lângă dumneavoastră cu o citire pentru cei născuți în zodia Berbecului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec pentru aprilie 2019. Înainte de toate, pentru cei care aveți Soarele în Berbec, la mulți ani, multă sănătate, bucurie, reușite și depășirea problemelor prin care treceți. Forță, încredere și credință. După cum vedeți, am pus deja cărțile, am și meditat, am notat ce am văzut în meditație, am notat și ce cărți mi-au mai sărit în față în timp ce amestecam cărțile. O să transmit la sfârșit tot ce am văzut în meditație, dar totuși, pentru că voi începe citirile cărților pe care le-am expus, aș vrea să mai transmit câteva mesaje primite în timp ce amestecam cărțile. Deci, la un moment dat am văzut trei de cupe, ceea ce înseamnă că sentimentul a fost, sau mai bine zis, prima senzație a fost că unii dintre voi ați trecut sau încă sunteți într-o situație de trio în care unul din cei doi se gândește la o altă persoană, că sunteți voi, că e persoana apropiată, rămâne de văzut, de discutat, de comentat. Apoi mi-au apărut Regina de Cupe, Șapte de Băte, Justiția și Regele de Spade, ceea ce mă face să cred că unii dintre voi ați avut de-a face ori cu o persoană foarte emoțională, foarte sensibilă, care totuși s-a luptat în relație pentru voi și acum se luptă în continuare pentru justiție, să-și facă dreptate în legătură cu acest rege de spade. Poate să fie semn de aer, dar nu neapărat, că și eu puteam să spun că regina de cupe e un semn, da, în semnul peștilor, racului sau scorpionului, dar nu e obligatoriu, poate are planete acolo, da? Deci această persoană, regina de cupe, persoană care își oferă dragostea numai celor care merită, se luptă să-și primească dreptatea într-un fel sau altul, așa simt, în legătură cu o situație în care acest rege de spade, dacă nu este o persoană, este un fel în care a fost tratată, a fost tratată cu răceală de o persoană. Poate sunteți dumneavoastră, poate dumneavoastră sunteți regina de cupe, da? Și vă luptați pentru dreptate într-o relație cu cineva care v-a ținut la distanță, poate invers situația, știți mai bine. Eu transmit ceea ce simt chiar în acest moment, pentru că dacă stau mai mult, voi simți mai mult. Dar nu avem timp pentru toate mesajele care vin. Încercăm să le transmitem rapid, la modul intuitiv și să trecem prin toate. Am mai văzut împăratul și apoi regele de cupe, ceea ce îmi confirmă că împăratul, ca și semn al berbecului, dovedește sau vrea să confirme faptul că unii dintre voi chiar ați avut sau chiar încă sunteți într-un fel de comunicare, de relație, de ce ar putea fi cu o persoană regele de cupe. Poate să fie și femeie regele de cupe, da? Semn de apă sau cu mari, importante aspecte în aceste semne. Pești, rac, scorpion. Și apoi iar mi-au apărut șapte de băte, trei de spade, trei de monede, spânzuratul și asul de monede. Ceea ce îmi spune că dacă mai devreme a fost regina de cupe care se lupta pentru justiție, acum e altcineva care se luptă. Se luptă să rezolve o situație, trei de spade, o situație, un trio eventual, care a provocat mari dezamăgiri, o profundă durere la nivelul inimii, și am senzația că voi sunteți cei care acum vă veți lupta pentru a reface situația, a o duce către o colaborare, eventual către acest as de monede, către o refacere a situației pe lungă durată. Însă, spânzuratul îmi spune că s-au amânat foarte mult niște decizii și apare noțiunea asta de a decide și în alte cărți,
S-a amânat foarte mult această luptă, această refacere a situației din niște motive, da? Rămâne să vă analizați voi și să știți de ce s-a amânat. A apărut iar împărăteasa, nu, asul de băte, împărăteasa 8 de cupe, regele de băte, împăratul, da? 2 de monede, 2 de spade. Ceea ce eu pot să creez acum, să simt o poveste. Simt că, și a fost fantastic, a trebuit să o notez, au picat toate cărțile și a trebuit să continui să le amestec. Asta e un mesaj pentru câțiva dintre voi, nu pentru toată lumea. Deci toate aceste mesaje scurte sunt pentru grupuri mici, poate două, trei persoane, în fine, sau chiar și o persoană. Simt că acest împărat, și aici chiar este o persoană cu multe planete în semnul berbecului, pentru că lângă bărbat, bărbat, da, e chiar bărbat, da? Deci nu e femeie, împăratul e un bărbat cu multe planete în semn de foc, în semnul berbecului eventual. Lângă împărat este regele de băte, deci confirmă acest stelium în semne de foc. A jonglat foarte mult, 2 de monede și 2 de spade. A jonglat foarte mult cu 2 situații, 2 persoane sau o persoană și jobul său. În fine, a jonglat mult timp și n-a putut să ia decizia. 2 de spade, da? Era un moment de decizie, dar a jonglat. Mai amân un pic decizia, deocamdată mă ocup de bani, deocamdată mă ocup de X, de Y, de eu știu ce, da? Și din acest motiv apare 8-ul de cupe și împărăteasa. Împărăteasa fiind o persoană cu care acest împărat se potrivea foarte bine, putea să facă un cuplu de forță, este femeia divină dintr-un cuplu divin. În general, când vorbim de femeia divină și bărbatul divin, apare împărăteasa sau împăratul sau cele două personaje, regina, regele de cupe. Așa, mergem mai departe. Deci, împăratul, regele de băte, a amânat foarte mult o decizie în legătură cu o situație, da? Rămân în cuplu în care sunt sau merg mai departe, pentru că a fost un trio, clar pentru unii dintre voi. Sau dacă n-a fost un trio, mă implic în această relație sau îmi văd de viața mea, de banii mei, de eu știu ce am făcut până acum, da? Ei, și pentru că această decizie a venit foarte greu, am senzația că acum trebuie să decideți, o să vedeți cărțile de ce. Împărăteasa a plecat, 8 de cupe, a plecat către asul de băte, către un nou început. Un nou început cu altcineva care o face să se simtă pasională, o instigă, o, nu, o instigă, o aprinde, îi readuce pasiunea în viață într-un fel sau altul, sau pur și simplu își găsește un alt proiect foarte creativ în care își proiectează întreaga pasiune pe care o are. Asta e o variantă. Apoi am mai văzut 5 de cupe și 3 de cupe. Cineva clar a regretat această plecare. Da? Cineva clar a regretat această plecare. Ok. Când am amestecat oracolele, cărțile de oracol, mi-a apărut justiția de câteva ori și într-un final a reapărut. Este clar că e o situație în care trebuie să se facă dreptate. Nu vreau să vorbesc foarte mult de zodii, pentru că suntem persoane complexe. Uneori ne raportăm la soare mai mult, alteori la lună, depinde de zodia în care suntem, cum ar fi acum, în berbec. Cam toți ne vom manifesta berbecul din noi, dar pentru aceasta voi face o citire specială. În fine, deja au trecut 8-9 minute. Haideți să continui cu citirea acestor grupuri de cărți. Ca să terminăm cu capitolul peste care nu aș vrea să trec cât mai repede, în privința banilor sau a situației financiare, aveți ce aveți, un doi de inimă neagră și un valet de inimă roșie. Ceea ce mă face să mă gândesc că într-adevăr iar aveți decizii. Doi de inimă neagră este similar cu doi de spade. Ori blocați un proiect creativ, o ofertă din partea cuiva, pentru că valetul de cupe iar apare aici de vreo 2 ori. Poate să fie valet, poate să fie cavaler. Da. Ideea este că blocați această primire, această ofertă foarte frumoasă,
cât timp nu luați decizia. Deci luați decizia mai repede și în momentul în care luați decizia, veți primi oferta. Este posibil ca voi să trebuiască să luați o decizie, o hotărâre, în care să oferiți cuiva ceva. Vorbim de bani, poate e un proiect, poate e un cadou, poate eu o întâlnire, o comunicare foarte creativă, foarte inspirantă. Aici aveți în continuare regele de inimă roșie și asul de monede. În cazul în care voi sunteți cei maturi, cei mai în vârstă, ar trebui să preluați această energie și să oferiți, da, să oferiți cuiva mai tânăr, așa simt în acest moment, ceva frumos, ceva frumos, ceva ce încântă inima. Pentru că vorbim de bani, de finanțe, poate să fie la serviciu, poate să fie o mărire de salariu sau un bonus de ziua voastră. Ar fi interesant de aflat dacă s-a întâmplat ceea ce simt eu acum. Oricum, ideea este că trebuie să decideți și în momentul în care decideți, reușiți să și primiți și este foarte important să oferiți dumneavoastră primii ca să primiți apoi mai mult. Adică, cu alte cuvinte, să vă implicați ca să primiți ceea ce doriți. Din seria acestor cărți experimentale, nu știu cât am fost de clară, sper să fiu clară și să fie mesajul pentru cineva. Din seria acestor cărți aveți Surrender, The Sun și The Hermit. Cred că unii dintre voi, da, unii dintre voi trebuie să renunțați la ceva. Să renunțați, dacă e vorba de o femeie, să renunțați la senzația de stabilitate și să lăsați lucrurile să curgă, eventual emoțiile. Am simțit că foarte mulți dintre voi, dacă aveți timp să ascultați până la sfârșit să vă povestesc ce am simțit în meditație, veți afla. Oricum, pe scurt, foarte mulți dintre voi vă deschideți chakra inimii, vă îndrăgostiți sau pur și simplu conștientizați o dragoste pe care poate ați negat-o, v-ați legat foarte mult de ideea de stabilitate și ați negat o dragoste, așa simt să citesc în acest moment și sper să fie, să rezoneze cu unii dintre voi. Deci dacă e femeie, trebuie să renunțați la această falsă stabilitate și să vă lăsați un pic în voia emoțiilor. Dacă e vorba de un bărbat, să-și topească, da? Să se topească un pic, să-și topească gheața și să ofere, da? Da? Apa aceasta e ca o ploaie care umple oceanul, să ofere din emoțiile lui și să umple acest ocean pe care femeia e gata să-l primească. Înțelegeți? Nu, oferta e gata să o primească. Și în acel moment în care veți renunța la falsa idee de stabilitate, veți renunța la gheața cu care unii dintre voi v-ați acoperit sau v-ați învățat să vă protejați, poate inima, în acel moment va apărea soarele, trezirea spirituală, bucuria autentică. O bucurie autentică, care, iar curcubeul l-am văzut și în meditație, o bucurie care vă deschide toate chakrele, vă luminează întreaga ființă. Și această bucurie vă va ajuta să vă găsiți și soarele interior, pentru că hermitul este o persoană care se izolează, chiar dacă vă izolați, chiar dacă nu vă izolați, în momentul în care renunțați la aceste false idei de stabilitate, de sobrietate, mai ales bărbații, da? Vă veți găsi și adevărata lumină din voi. Trebuie să țin camera că da, n-am reparat acel picioruș. În privința acestor cărți de oracole, repet, această justiție a apărut de mai multe ori și după cum vă aduceți aminte, acum câteva minute am spus că a apărut și în alte carte, justiția. A fost o situație în care nu... Relația dintre dumneavoastră și încă o altă persoană, rămâne să știți voi cine, nu a fost corectă.
Aici iar avem time to decide. Trebuie să decideți, este timpul. A fost amânat, am zis spânzuratul a apărut. A fost amânată colaborarea aceasta, comunicarea, construirea unei relații frumoase. A fost amânată din niște motive. Poate ați stat în niște tipare care nu corespund structurii voastre interioare adevărate. Da? Cum am spus mai devreme, în momentul în care renunțați la aceste tipare, la acest stil de viață, vine și soarele. Și mai ales, vă puteți vedea lumina din voi înșivă. Deci timpul să decideți. Și în momentul în care decideți, se va face dreptate. Veți putea manifesta dreptatea în viața voastră și în relație cu această persoană, că e clar că e vorba de o persoană. Aveți artistul, energy healing, teaching, counseling și body work. Și apoi timpul, time to decide. Asta înseamnă că așa cum simt acum, vă transmit. Vindecați-vă energiile. Dacă nu puteți prin artă, v-a apărut artistul. Am senzația că unii dintre voi trebuie să explorați această latură a voastră care vă poate vindeca foarte profund. Dacă aveți cumva teamă că nu aveți instrumentele necesare să practicați arta, orice formă de artă, apelați la un profesor, teaching, counseling, la o persoană care vă poate susține, vă poate consilia. Apoi body work, dacă e vorba de dans, de sport, poate să fie și implicarea în zona asta, dar am senzația mai degrabă că acest body work este vorba de corpul vostru energetic. Lucrați-vă corpul energetic. Și găsiți o formă de artă prin care să vă conectați și să vă detașați de anumite aspecte materiale, fixiste, șablonate, pe care le-ați experimentat în viață și luați această decizie să vă urmați inima, ceea ce inima dorește, nu ceea ce creierul sau gândurile vă transmit, pentru că de multe ori absorbim și gândurile altora, absorbim ideile altora, ceea ce mi se întâmplă tuturor. Și e momentul să vă ascultați inima, să decideți și să manifestați această justiție. Și ce este cel mai important la justiție? Simt acum că ar fi ca noi să fim corecți cu noi înșine. Noi să fim corecți, să ne ascultăm inima și să acționăm conform inimii, nu conform rațiunii care a fost formată de alții, de familie, de societate, de anumite experiențe din trecut, de cuvintele unora, altora. Să fim corecți cu noi înșine, să ne ascultăm inima, să vă ascultați inima și să manifestați dreptate, protecție față de alții care au nevoie de ajutor. În privința chakrelor, am primit și este valabil mai ales pentru bărbați, pentru Divine Masculine, am primit cartea Luminii. Meditați asupra Luminii. Este cartea albă, culoarea albă. A apărut luna trecută și în cărțile celor născuți în Taur. Poate aveți planete în Taur, poate cineva cu un berbec cu planete în Taur sau Taur cu planete în berbec a apărut și la ei. Este culoarea albă care în general reprezintă puritate. Poate unii vă gândiți la căsătorie, pentru că tot apare 10 de monede la un moment dat. Poate, dar e un gând de, cum să zic, care se va manifesta probabil în timp, nu chiar acum. Oricum,
Albul are o simbolistică bogată și foarte frumoasă. Meditați asupra acestei culori sau non-culori, cum vreți. Și, cum am spus și la ultima etalare pentru cei născuți în zodia Taurului, deși nu mă pricep la fizică, știu că există imaginea aceea în care curcubeul trece printr-o prismă și se transformă în lumină sau invers. Invers. Rămâne de văzut cine știe fizică să mediteze la această problemă. De fapt, când manifestăm lumina, când ne deschidem toate chakrele, da? Și le exprimăm prin misiunea noastră spirituală. În privința acestor cărți, am senzația că, mai ales în martie, ați trecut printr-o furtună emoțională. Iar simt că au fost trei etape în această relație, în această situație sau în evoluția voastră emoțională. Sau în evoluția voastră emoțională. Dar în martie ați navigat ca într-un pacific tumultos. Dacă a mai fost o altă persoană în cuplul vostru, martie v-a răscolit profund. Și cred că undeva spre sfârșitul lui martie a trebuit să vă regăsiți busola și să începeți să vă proiectați sau ați început să vă proiectați către ape mai limpezi. Poate că spre sfârșitul lui martie ați început să trăiți în paralel o posibilă viață mai liniștită cu cineva. Și am senzația că totuși în aprilie, pentru că e cartea pentru aprilie, dar simt că lucrurile au început, au fost tumultoase în martie. În martie ați început să proiectați această lume paralelă, să vă proiectați într-o lume paralelă mai liniștită. În aprilie începeți să simțiți cum se liniștesc apele, dar după ce luați decizia, ce înseamnă? După ce vă orientați către nord, către busola voastră, sau vă ascultați busola voastră interioară, inimă. În acel moment veți începe să vedeți cum apele se limpezesc și acțiunile voastre vă vor duce către această lume mai limpede, care în această carte nu se vede, pentru că e un proces de durată. E o călătorie de durată. Voi acum de-abia vedeți busola, simțiți busola și poate unii dintre voi simțiți cum valurile se mai liniștesc. Dar e un proces care acum începe. A început în martie, acum deja parcă-l și vedeți într-un fel sau altul, vizionați. Apropo, până să apară, sau odată cu apariția cărții albe, da, meditația asupra luminii, ați avut și vișudii. Ar trebui să exprimați unii dintre voi. Să vă exprimați. Să continui cărțile pentru că, da, lumea n-are. Sunt foarte mulți care n-au nevoie de povești. Dacă nu aveți nevoie de povești și vreți să citesc cărțile așa cum v-ați obișnuit, puteți să căutați în altă parte lucruri mai pragmatice. Oricum, aceasta este o citire pentru cei născuți în berbec. Este atât de lungă pentru că este ziua lor. Încerc să vin cu mesaje diverse care să vă aducă un pic de inspirație tuturor care ascultați acest canal, această înregistrare. Cărțile pentru martie sunt Turnul, Patru de spade, Regina de bâte, invers. Și apoi un grup de cărți care se finalizează cu doi de cupe. Am încercat să le clarific, după cum vedeți. Și acum să vă transmit cum simt povestea. Începeți aprilie
într-o ruptură de situație. Este posibil acest turn să se fi, pentru că citirea este chiar în martie, este posibil de curând să fie avut loc acest turn, acest trăsnet. Deci, pe bune, clădirea se dărâmă. Pe bune, nu e păcăleală. Dacă cumva au mai fost avertismente de-a lungul timpului, de data aceasta chiar se dărâmă. Poate că nu v-ați așteptat, poate ați avut senzația că mai poate fi amânată reconstrucția acestui turn. Deci acest turn a necesitat reconstrucție. Fundația va rămâne, dar tot ce a fost construit n-a fost construit corect și din acest motiv avem justiția de multe ori, da? Trebuie să luăm decizia, să luați decizia, da? Să reconstruiți. Body work, da? Am zis construcție. Că e vorba de construcția voastră interioară, că e vorba de o relație, e o reconstrucție. Timpul să decideți. Și pentru că unii dintre voi ați amânat luarea acestei decizii, aceste reconstrucții, a venit Universul și ca un trăsnet a hotărât ca această situație să se rupă, să se dărâme. Și cei doi au fost aruncați într-un hău. Da? Însă, unul își păstrează coroana, altul nu. Unul își păstrează direcția, altul trebuie să și-o regăsească. Rămâne de văzut cine este cu coroana pe cap, pentru că regina, după cum vedeți, are și ea o coroană. Este deja, își pierde coroana. Așa simt. Nu judec, eu spun ce simt că aceste cărți vor în acest moment să-mi transmită. Repet, poate peste o jumătate de oră, or să-mi transmită altceva. Dar citirea se face în acest moment și asta e, rămâneți cu acest mesaj. A venit ca un trăsnet. Și de ce a venit? Ca să echilibrați cupele. O cupă a fost prea plină, a oferit prea mult, da? Și cealaltă prea goală. Sau n-a oferit. După cum vedeți, se face reechilibrarea. Această persoană se reechilibrează emoțional și își găsește lumina. Nu degeaba aveți să meditați asupra luminii. Asupra culorii albe, da? E îmbrăcată în alb. Luminează, se conectează, vorbește cu îngerii săi protectori, se conectează la spiritualitate, își spală chakrele, își curăță chakrele. Și interesant ce simt acum, pășește într-un lac curat. Pășește într-o zonă emoțională curată. Cum am spus și mai devreme la Surrender, da, în aceste cărți, lăsați-vă în voia emoțiilor, lăsați-vă un pic din gheață, topiți-vă un pic. Deci acest turn, această relație se rupe pentru a vă vindeca. Însă vindecarea va veni sau necesită multă răbdare. Temperanța ce înseamnă? Răbdare. Răbdare. Poate unii dintre voi ați avut de-a face sau aveți de-a face cu vărsător sau cu un săgetător, nu e obligatoriu, cam asta reprezintă aceste cărți, sau persoană cu planete, cu aspecte importante, în vărsător, în săgetător. În fine. Asta ar fi cam pentru prima săptămână, dar nu e obligatoriu, se poate manifesta toată luna, în fine. Apoi, după cum vedeți, cele două cărți confirmă nevoia de vindecare, de echilibrare. Am spus că am văzut trei de spade. Urmează vindecarea, urmează meditația la lumină, da? La spiritualitate, să vă și arăt. Vă conectați la spiritualitate. Vă gândiți de ce am avut de suferit sau de ce am provocat suferința.
poate nici n-ați vrut și ați provocat-o, sau poate altcineva n-a vrut și v-a provocat vouă. Dar dintr-un motiv s-a întâmplat. Trei de spade. Că a fost trio, că n-a fost trio, suferința s-a produs. Inima a fost rănită. Profund. Da? Din trei părți. Poate din trei motive. Nu neapărat datorită a trei persoane. Oricum, meditați. Și asta e cartea voastră. Meditați. E aprilie, după cum vedeți, da? În aprilie meditați, dragii mei berbeci și berbecuțe. Și va trebui, după ce vă găsiți răspunsurile, să luați sabia dreptății și să o exprimați. Să comunicați, cum am zis mai devreme. După ce meditați la lumină, aveți vișudii de a reactivat. Aveți de comunicat. De comunicat. A fost clarificată cu 10 de spade. Cineva a fost foarte trădat în această relație. Că sunteți voi, că e cealaltă persoană, nu trebuie să-mi spuneți mie, trebuie să fiți sinceri cu voi înși vă. Cineva a fost trădat ca de moarte. Poate să fie cineva în semnul aerul, în semn de aer, vărsător, balanță sau gemeni, nu e obligatoriu. Dar meditați, meditați asupra acestei suferințe, meditați cum puteți să ieșiți din această durere cruntă care vă ține ca la pat, vă ține imobilizați într-un pământ, într-un pământ deșertic, în întuneric. Această durere vă ține ca în întuneric și meditați cum să ieșiți. Cum să răsturnați această carte invers? Da? Cum să reînviați? Meditați. E un proces care va dura. Poate nu doar în aprilie, dar să dea Domnul să vă găsiți primele răspunsuri în aprilie. Să decideți să manifestați justiția. Să manifestați time to decide justice, da? Energy healing. Nu uitați. Energy healing. Teacher, counseling, artist. Lucrați cu voi. Cu corpul vostru energetic. Cu sufletul vostru. Faceți arta voastră. Sunteți o zodie foarte creativă când vreți. Faceți arta voastră. Că-i dans, că-i muzică, că-i pictură. Orice fel de artă, sculptură, grădinărit. Orice. Vă vindecați printr-o muncă creativă. Vă conectați la spiritualitate prin artă. Regina de Bâte e o persoană foarte creativă, întreprinzătoare. De obicei are afacerea ei, care e înfloritoare, după cum vedeți. E și o persoană foarte intuitivă. Și, după cum vedeți, deschisă. Da? E deschisă. De obicei este șarmantă, e cuceritoare, toată lumea se uită la ea. Cam așa sunt pentru mine regina de Bâte, pentru mine reprezintă zodia berbecului. Și totuși, de data aceasta este invers. Și e interesant cum simt această carte. Invers, avem deja pisica. Pisica e sus. Adică, pisica, partea magică a acestei femei, a acestei persoane, poate să fie bărbat. Partea magică. Ce înseamnă pisica? Pisica se zice că e conectată la alte dimensiuni, da? Acționează conform intuiției și are calități magice. Poate trebuie să vă redescoperiți o latură a voastră care ține de intuiție, de magie. Magie prin artă. Sau, această vindecare apare ca un miracol. În fine, am încercat să clarific. Și ați primit asul de Bâte. Iar semnul berbecului, al leului sau al săgetătorului este un început în pasiune. În creativitate, poate începeți un proiect creativ.
Și în acest moment simt că regina de bâte, pentru unii dintre voi, ați fost niște persoane super cuceritoare care în acest moment vreți să vă stabilizați viața. Vreți să nu mai fiți atât de deschiși cu oricine, ci doar cu anumite persoane. Oricum, asul de bâte este un început frumos, este această primăvară care vine cu roade în timp. Dacă vă investiți pasiunea în cea mai bună direcție. Interesant este că a venit și diavolul și regina de monede. Cred că undeva unii dintre voi sunteți foarte obsedați de o persoană. Că-i capricorn, că-i semn de pământ, mai mult sau mai puțin este important. Este o persoană care vă dă stabilitate. Poate este acea regină, acea împărăteasă care a plecat. Rămâne să vedem, să vedeți. Dar, pentru unii dintre voi, am senzația că această pasiune este atât de devoratoare, de vă consumă energia. Această pasiune pentru regina de monede, încât vă pierdeți oarecum echilibru, vă afectează oarecum și încrederea în voi înșivă, din acest motiv este invers, da? Și unii dintre voi, tocmai pentru această pasiune pe care aveți, o aveți, sunteți în stare să renunțați la o viață de cuceritori, cuceritoare și să vă așezați la casa voastră. Așa simt. Ok. Cred că am vorbit mult, 37 de minute, s-ar putea în citirea următoare să vă povestesc ce am simțit în meditație, să vedem. Oricum, ar trebui aprilie să se termine cu aceste cărți. Și după cum vedeți, a fost confirmată. Valetul de cupe a venit de două ori. E clar că trebuie să luați o decizie, iar time to decide. Îndrăgostiții reprezintă și o decizie importantă în dragoste. Trebuie să vă duceți să exprimați această decizie, această emoție, că doar ați avut lumina și vișudii, am zis mai devreme. Iar decizia ați avut și aici, da? Exact, exact, da? Doi de spade este similar uneori cu îndrăgostiții, pentru că e o decizie, da? Îndrăgostiții și valetul de cupe, doi de cap de spade și de inimă neagră și valetul de cupe. Deci se repetă cărțile, este clar că trebuie să exprimați decizia pe care o luați. Și să vă duceți și să vă exprimați emoțiile, eventual unii dintre voi, da? De ce ați amânat? Pentru că asta înseamnă așteptare. Șapte de monede înseamnă așteptare. Cineva a investit foarte mult, în timp ce altul nu, cineva a așteptat foarte mult. Oricum trebuie să decideți. Trebuie să decideți dacă investiți în această relație foarte, foarte profundă sau rămâne să vă cereți scuze pentru niște amânări. Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne să vedeți voi. Pentru unii dintre voi, trebuie să decideți între relația cu un copil sau cineva mai tânăr și o persoană matură care vă așteaptă. O persoană matură, zic matură pentru că avem monede, monedele reprezintă semn de pământ și pământul reprezintă stabilitate. O persoană care vă dă stabilitate și nu doar stabilitate, vă umple sufletul, cu care comunicați de la suflet la suflet într-un mod foarte plăcut, profund, telepatic. Și trebuie să decideți între această persoană, între această relație și copilul vostru. Da, e clar. Și ideea este că da, vă gândiți foarte mult la acest copil. Poate copilul să fie în semn de apă, știu pe cineva, o doamnă, în semnul berbecului, cu un copil, în semnul scorpionului.
Și mai știu, da. Deci, în privința asta, chiar confirmă ceea ce simt în acest moment cărțile. Confirmă. Deci, dragii mei berbeci, haideți să vă mai arăt pe scurt. 40 de minute, foarte mult. Asta e, uneori se mai înceată. Aveți judecata. Trebuie să luați, ia uite, să luați această decizie pentru a doua șansă într-o relație care vă poate duce departe. V-ați mințit pe voi înșivă. V-ați mințit pe voi înșivă. Ați amânat această decizie foarte mult. Și această reconstruire trebuia să oferiți sau să primiți să lăsați să vină, să primiți la nivel spiritual. Asul de monede este o ofertă spirituală, ofertă divină, vreau să zic. Dacă voi nu sunteți deschiși, nu vine. Iarăși, turnul, griji, turnul. Cineva a pierdut o ocazie. Cineva a pierdut o ocazie. Și totuși, ia uite, da, ia uite, fantastic. Fantastic. E clar că trebuie să decideți între o situație în care v-ați mințit pe voi înșivă și această șansă, a doua șansă cu cineva. A doua șansă care vă poate aduce, da, judecată vă poate aduce într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat, posibilitatea de a crea o familie super fericită și abundentă. Cred că trebuie să transmiteți niște mesaje. E clar că trebuie să transmiteți niște mesaje. Deja este foarte mult cât am vorbit. O să vă povestesc în cealaltă citire ce am. Ba nu. Dacă v-ați plictisit, puteți să treceți la ce vreți voi, activități de făcut. Eu o să continui, chiar dacă sunt 41 de minute, că ar fi păcat să întrerup acum. Deci, în timpul meditației, prima senzația a fost o ușă trântită. Cred că da, cineva a plecat din viața voastră. S-a blocat, s-a manifestat turnul, da? O ușă trântită, dar zgomotos, dur. Apoi, am avut niște senzații la nivelul abdomenului, ceea ce mă face să mă gândesc că da, a trebuit să. Este chakra svadhisthana la nivelul abdomenului. Poate unii dintre voi a trebuit sau trebuie să vă curățați această chakră, citiți să vedeți ce înseamnă svadhisthana, ca să vă deschideți sahasrara. Este vorba de o trezire pentru unii dintre voi. Și simt că această trezire va deschide și inima. Apoi, am avut senzația că cineva caută un trandafir. Un trandafir era căutat și nu era găsit. Apoi am auzit Desert Rose, trandafirul deșertului. Poate un trandafir în deșert. Poate să fie un deșert emoțional. Un trandafir a stat într-un deșert emoțional. Nu a fost hrănit. Că asta înseamnă apă, emoție, hrană. Și am simțit că cineva a avut, eu știu, nu știu pentru cine e mesajul ăsta, voi știți, cineva a avut relații multiple, multe, multe, prietenii, prieteni, prietene. Rămâne de văzut dacă e bărbat, femeie, nu contează. Cineva a avut relații multiple. A fost cu inima închisă. Tocmai s-a păcălit mulți ani. Și a întâlnit totuși de curând, nu știu cât de curând, pe cineva care a început să-i deschide inima. Și regretă această perioadă. Vrea să fie cu o singură persoană, să descopere dragostea adevărată. Asta am simțit, asta transmit. Dar am zis că totuși n-aș întrerupe. Apoi am văzut un curcubeu. Dar curcubeul nu era ca o cască, nu era ca un arc, așa cum îl vedeau de obicei, ca o cascadă care curge de sus în jos. Și iar mi-aduc aminte, da, de această curgere. Vă deschideți un pic. În momentul în care vă deschideți, inima începe să curgă, ia uite ce frumos, curge curcubeul prin voi, curge culoarea, lumina. Apoi, am auzit, știu, e în engleză, dar asta e, așa a fost. Așa am primit mesajul. Let me fall. Let me fall. Și apoi am avut senzația de o stare de regret, de lacrimi, de tristețe profundă. Let me fall. Și apoi altcineva a zis, a fost un dialog. Let me fall. Apoi, you should rise.
Let me fall in love. You should rise in love. In love, you don't fall. We rise, we grow, we bloom in love. Asta ce ar însemna pentru cei care nu știu engleză? Lasă-mă să... să pic, să cad, să mă pierd. Și altcineva a zis, nu trebuie să te pierzi, trebuie să te ridici. Lasă-mă să mă pierd în dragoste. Nu trebuie să te pierzi în dragoste, trebuie să te ridici în dragoste. Noi nu cădem în dragoste. Noi ne ridicăm, creștem, înflorim. Apoi, la nivelul chakrei, la nivelul celui de-al treilea ochi, am văzut că cineva oferă, am văzut mâna cuiva oferind un glob de sticlă. Și altcineva mirându-se de această ofertă și întrebându-se ce să fac cu acest glob de sticlă. Și i s-a spus, privește. Apoi, voi, zic și eu, vă gândiți ce înseamnă glob de sticlă. Nu înseamnă musai magie. Poate să fie globul, este ca o planetă. O planetă transparentă. Poate este aura voastră. Poate voi sunteți, noi suntem un alt univers, dar voi trebuie să fiți mai transparenți, să vă vedeți pe voi înși. Voi știți mai bine ce înțelesuri, mesaje primiți din aceste cuvinte, da? Apoi iar, deci multe, multe senzații la nivelul inimii, o mare bucurie la nivelul inimii. Vi se deschide unora chakra inimii. După ce vă curățați svadhisthana, mai ales svadhisthana, mai ales pentru cei care ați avut relații multiple, începeți să iubiți, să vi se deschidă inima și să vedeți dragostea dintr-o altă perspectivă, cu alți ochi. Și am simțit o mare bucurie, atât de mare încât nu se poate exprima în cuvinte. Și un sentiment de ca și când a meritat toată suferința, toată așteptarea, tot chinul pentru acea bucurie. Și apoi, într-un final, am auzit o voce de copil care striga, mami, mami. Da, nu știu cât, rămâne să-mi povestiți cât a fost de, cât a rezonat această citire, această etalare cu viața voastră de zi cu zi. Numai bine vă doresc și încă o dată la mulți ani, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă iubesc și să aveți un an frumos. Numai bine!